Ocazia să fiu primul, ca să vă ajutau unii. Adevărul că ne bucurăm astăzi. A doua oară. Prima mea a venit și-o doar complicat. Ce să zic? Știm că timpul care vă lasă de la școală aici cu noi și în viața noastră am pus-o la dispoziția lui Dumnezeu să ne folosească Dumnezeu și pentru voi și pentru cărarea lui. Mă bucur pentru fiecare dintre voi în parte, pentru că v-am cunoscut și sper să colaborăm în continuare dacă Domnul va îndepui asta. Feri, încep cu tine. A fost o problemă, când am avut la școală câte de lupte, câte probleme și prin halul din frate că ai terminat. Sper că ai lăsat o moarte mare că ai mai civilizat. Deci voi acolo la școală, acolo ai întăvățat nimic. Dar știu că noi care suntem aici, am văzut o schimbare minunată în viața ta și felul de acest sală de a sfârșit pe Dumnezeu, sper să continui asta ce ai învățat aici, la școală, ce ai învățat de la profesori, în lucrare și să pui în aplicație. Și atunci, cu siguranță, știu că Domnul va revărsa în toate binecuvântele în viața ta, într-o fel sau altă. Ce să zic? Fruntea sus, ochii la Domnul Iisus și înainte. Amin? Amin. Viorica, tu repede să te măriți, bine? La început, n-am știut ce să crede și despre tine, dar acum, spre final, cel puțin, știu că dacă tu privești să ca numai lui Iisus total, Dumnezeu te va folosi să mă rog. Asta să pui cu mâna lui și să dedici toată viața ta. Doamne, tot ce am în mine este în mâna ta, folosește-le pentru tine. Și atunci vei vedea aceasta. Bine? Ai mers minunat, am văzut și notele, te-ai ridicat în perioada asta, ta, 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 o schimbare în viața ta și vrei să faci ceva. Sper că Domnul să te ajute și... Dar, totdeauna, ține minte, vederea totală în mâna Domnului, aceea se va preduca și se va forma. Mă arăt ce să zic. Bătrânul, așa zic. Bătrânul. Adevărul este că n-am crezut că 3 ani de zile eu să mergi până la capăt. Am crezut că după 2 ani de zile când vede că se poate să ai copii aici și cu asta mă arăt să renunțe, dar a fost, pot să spun așa, și ești o mare binecuvântare în felul de lucrare. Și felul cum te-ai raportat tu pe 10 de ani de a sluji, de a coborâ la orice nivel, am rămas uimit de multe ori, ai acceptat chiar în camere cu diferiți studenți să împarți camera cu ei, dar la final am văzut că ai rezistat și totdeauna nu spune ce începi, tot deja nu spune și caută-ți o fată, de acasă le vedeți și tu. O familie, o părere de Dumnezeu și Marius, ce ai învățat aici în bun după cum? Ca să vă spun și voi. Ce este rău, lăsați aici. Că chiar totul, Doamne, și bune și rele, nu suntem oameni să ne ascundem, suntem reali, cu slăbiciuni, pe toate, dar luați ce e bun. Poate nu e un procent să zic bun de 30%, poate un 20% sau 10%. Luați procentul acela și folosiți. Și pentru voi am gândit să am 126, 126, care spune, și de seamă cu latii, o să cera cu cântări de veselie. Ceea ce umblă, plângând, când are însă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Amin. Amin. Sunteți chemați la lucrări mare, mă bucur mult și de Teo și David. Am auzit de ceva timp că Domnul i-a chemat și chiar și domnul David. Am o mare bucurie. Dau că tinerii vor să slujească pe Domnul Iisus. E cea mai mare lucrurile. Nu se poate manifesta cu orice. Poți să au ca o casă, apei, eu știu, stai. Dar știu că într-o viață vor am de toate, vor fi. Dar orice suflet, condus la Domnul, cu ăla gândește-te pentru vecii vecilor, gândește vecinicia. Ce har, ce minune. Și vreau să vă încurajez să te o și dați înainte. Ce are Domnul pentru voi, e treaba lor. Mergeți înainte. Și asta e bucuria noastră,
când auzim că tineri care au terminat școala aici la noi s-au dedicat viața lucrării. Ce nu? Și nu uitați, de unde întoarce noi înapoi. Podurile s-au dermat, nu? Dacă ai făcut pod s-au dermat, ce drum ai? Numai înainte, da? Mergem înainte. Și Domnul să vă ajute să vă tărească ochii sus la Domnul. Amin? Amin.